Bun găsit, doamnelor și domnilor! Sunt Nicoleta Mănăilă, iar dumneavoastră urmăriți Roadele Pământului. În ediția de astăzi vorbim despre păsări valoroase și deosebite. Începem cu struțul emu și continuăm cu prepelițe, fazani și păuni. Nu uităm nici de iubitorii de plante. Astăzi vă arătăm cum puteți ajuta bugenvileea să vă împodobească intrarea din casă și curtea. Dar până atunci vă fac cunoștință cu oameni care au transformat pasiunea de a crește păsări deosebite și valoroase în profesie. Mă aflu în orașul Mangalia din județul Constanța. Pe lista crescătorilor de struț emu din lume se află și români. Unul dintre ei este domnul Lipovanu. Despre el, dar și despre pasiunea de a crește a doua cea mai mare pasăre din lume fără zbor, în materialul următor. Domnul Lipovanu a mizat pe o afacere de nișă și acum, după 10 ani de activitate, simte că a luat cea mai bună decizie. Sunt niște păsări originare din Australia și e a doua pasăre ca mărime din lume, după struțul african. Mai este numită și struțul australian. Tot timpul ai impresia că ai ceva de învățat de la ei. Tot timpul să prinzi ceva de la ei. Am veterani care mă cunosc, cu ei am început. Uite, unul este pe acolo, face furor deja. E cel mai alintat, cu el am legat cea mai mare prietenie până acum, cu restul nu prea, deși mai sunt vreo 3 veterani. Dar el e singurul care e cel mai și haios, este și foarte curios când vine cineva și îi vizitează pe ei. Din fire sunt foarte curioși, mai ales când e vorba de ceva strălucitor, obiecte strălucitoare, imediat vin și dau cu ciocul. A plecat la drum cu 4 struți. Acum are aproape 20, 6 familii și restul tineri de aproape 2 ani. Umblând pe internet, mă gândeam ce aș putea să mai cresc și am văzut un domn care vindea pui de struț emu și am zis că hai să încerc și eu. Și am luat 2 perechi și de atunci am început să tot cresc, Sincer, nu știu ce m-a făcut să mă opresc la ei, deși știam de struțul african, era deja în România de ceva vreme. Am zis că e ceva nou, nu prea avea toată lumea pe aici și am zis că, na, hai să încerc ceva nou, că deja struțul african există. Și am zis că hai să pornesc cu ei. Care ar fi câteva diferențe între struțul african și cel australian? În primul rând este mărimea. Struțul african ajunge la vreo 3 metri și ceva. Emu oscilează undeva între 1,80 m și de 2 metri. Struțul african este mult mai mare, mai masiv, ajunge la 100 și ceva de kilograme, pe când emu maxim la 60 de kilograme ar ajunge. Sunt mai blânzi aceștia decât cei africani? Sincer, din punctul meu de vedere, da, sunt mai blânzi și mai puțin periculoși. Cei africani, fiind și mari, vă dați seama că sunt mult mai feroce și sunt mult mai agresivi. Eu nu i-am văzut pe ei mei să fie foarte agresivi cu cineva până acum. N-am avut probleme de genul, deloc. Vine lumea, îi vizitează, vin cu copiii, bag în țarc. Vorbim despre niște păsări care sunt destul de rapide. Vi s-a întâmplat să scăpați vreunul dintre ei? Da, mi s-a întâmplat să scap, doar că nu m-au pus prea mult pe fugă în afara curții. În curte m-au alergat toată ziua aproape ca să pot să-l bag în țarc. Pe aceștia pot să-i lași undeva și prin livadă, de exemplu, fără să fie agresivi cum e struțul african. În ciuda mărimii sale, struțul este una dintre cele mai economice specii în ceea ce privește hrana. Ce mănâncă struțul? Mănâncă foarte bine lucernă și uscată, dar în principiu verde. Anul trecut le-am dat varză cale, care n-am știut dacă o să mănânce, dar mănâncă foarte bine. Le-am dat frunze de mangold, care iar este o plantă foarte bună. Până și frunze de salce mi-am mâncat, i-am dat de curiozitate să văd. Mănâncă pătlagină, mănâncă și frunze de păpădie, mănâncă și alte plante care nu știu ce denumire au. Cu siguranță mănâncă și carne. Ei mai mănâncă șopârle, mai mănâncă anumiți vieri. Nu sunt greu de întreținut. Nu mănâncă nici foarte mult, ajung undeva la vreun kilogram jumate, 2 pe zi. Hrana lor ajunge să fie costisitor, pentru că trebuie să cumperi mâncarea și atunci e un pic, pot să spui că e un pic cam greu de crescut, plus că îți trebuie spațiu pentru ei,
O pereche are nevoie de cel puțin 150 de metri pătrați. Sunt adaptați la clima noastră din România? După cum se vede, se pare că da. Singura problemă care poate fi cu ei e vorba de perioada când face ouă, pentru că la noi cade iarna, în principiu, în decembrie. Ouăle de struț sunt foarte căutate pentru incubare, decor și încondeiere. Ouăle infertile se pot folosi și pentru consum. Un ou de struț poate cântări aproximativ 800 de grame, adică aproape cât 20 de ouă de găină medii. Și ouăle se vând destul de bine, fie pentru incubat, fie pentru consum. Din ce în ce mai bine, sau persoane care pictează ouăle. De regulă, după 3 ani de zile începe să ouă și un ou îl face din 3 în 3 zile. Perioada de incubație poate ajunge până la 50 de zile. Masculul stă de regulă pe ouă, el le clocește 40 și ceva de zile, nu se dă jos de pe ouă. Și femeia mai vine din când în când și îl înlocuiește, mai spre sfârșit, dacă e cazul. Nici nu bea apă, nici nu se hrănește. Foarte rar se întâmplă să se dea jos de pe ouă, să părăsească cuibul și să bea apă sau să mănânce ceva. De aceea ei și slăbesc foarte mult în perioada asta. Carnea de struț este considerată o delicatesă. Are un conținut scăzut de grăsimi și de colesterol. Vorbim despre o carne roșie cu gust și culoare asemănătoare celei de vită, însă cu o personalitate proprie, dulceagă, aflându-se la granița dintre carnea de pui și cea de vită. O carne un pic duce spre cea de vânat, conține foarte mult fier, grăsime foarte, cea mai puțină grăsime. Deci, dacă ar fi să o considerăm cu carnea de vită, este mult mai slabă. Mult mai slabă decât în grăsime. Păsările impresionează prin statură. Pe lângă ouă și carne, uleiul a început să fie destul de căutat în România. Mai mult, în străinătate se valorifică inclusiv ghearele, ciocul sau penele. Cum îi valorificați dumneavoastră? În principiu, carnea și uleiul momentan. Cu penele nu am găsit cui să le vând. În afară știu foarte bine că se vând și penele, ajung undeva la 40 de dolari kilogramul. Eu momentan aici nu am găsit cui să distribui nici măcar pielea. În România nu poți să-l vinzi la adevărata lui valoare. Uleiul este folosit nu doar ca remediu natural pentru anumite probleme de piele, ci și pentru înfrumusețare. Sunt vedete din America care folosesc acest ulei. În principiu este bun pentru piele și probleme de piele. Este un ulei unic, conține omega 3, 6 și 9. Am avut feedback-uri de la oameni în care și-au rezolvat problema sau și-a ameliorat problema. Cum îl obțineți? Uleiul se obține din grăsimea lui, în principiu are aici pe spate și în interior. Se obține prin topirea ei într-un vas de sticlă, eu așa fac. La o anumită temperatură. Este grăsime, doar că este topită și transformată în ulei. Ea se mai întărește dacă este lăsată apoi undeva așa la o temperatură a camerei și la frigider poate fi păstrat, dar nu se întărește precum alte grăsimi sau cum e grăsimea de la porc, să se facă foarte tare, să zici că rămâne lichid. Rămâne lichid în mare parte. Nu orice ulei de emu poate fi considerat un remediu pentru problemele de piele. Depinde foarte mult și cum îi crești. La mine sunt crescuți numai cu hrană naturală, nu nimic adaos, nici măcar nu i-am vaccinat. Creșterea struților în România este într-o continuă dezvoltare. Cei care vor să aibă astfel de păsări trebuie să țină cont și de câteva detalii tehnice. Gardul nu trebuie să aibă sârme în interiorul, pentru că se pot lovi. Am avut cazuri în care am sfătuit persoane care au cumpărat de la mine, n-au ținut cont și au prins gâtul, pielița și și-a rupt-o. Sau s-au lovit în ochi și a fost afectat destul de urât ochiul. Pe interior nu trebuie să fie sârme sau să lași cuie sau, nu știu, orice pioneze, orice că ce le poate face rău, pentru că ei, de curiozitate, ajung să mănânce așa ceva, să înghită. Iar gardul, recomandarea mea ar fi să aibă undeva la 2 metri. Să nu fie de 1,70, chiar de nici 1,80, un 2 metri ești mai sigur că nu-l sare. La 1,70 îl sare fără probleme, mai ales în perioada când se mai ceartă între ei pentru femele. Trebuie îngropat, practic, la vreo, eu știu, 30 de centimetri maxim, zic eu. De regulă rupe, trebuie un gard și mai gros, că se pare că îl rupe și pe acesta, de 4, cred că este, sârmă de Buzău, o rupe, uite, se vede clar acolo cum a rupt. Dacă vrea cineva să ajungă la mine, mă găsește la ieșire din Mangalia.
Suntem în Humuleștii Neamțului, nu departe de Muzeul Ion Creangă. V-am adus cu mine în gospodăria unui român, în primul rând, pentru că așa se recomandă tuturor celor care intră pe poartă. Un om care iubește cu toată ființa lui pământul românesc, care crește peste 600 de păsări din 26 de specii. Despre fazani, prepelițe, păuni și pene de păun în reportajul următor. Domnul Anegroie are studii agricole și a lucrat o vreme la stat. Când a rămas fără serviciu, a fost nevoit să-și transforme pasiunea pe care o avea pentru creșterea păsărilor exotice și de rasă într-o afacere. De ce v-ați oprit tocmai în Humulești ca să creșteți păsări și nu v-ați dus în altă parte? Păi dacă este tot locul meu de naștere și am avut o zonă foarte frumoasă și o zonă turistică deosebită, și am venit să pun și-o umărul la turismul local cu păsările mele mai frumoase. Cine vine și este binevenit la noi, cu siguranță îi place și lasă loc tot timpul și la alți prieteni care mai trec și să treacă tot timpul prin Humulești să vadă niște fazani, niște păuni, niște găini de rasă frumoase. Este tradiție de familie sau le-ați descoperit dumneavoastră? Nu e o tradiție de familie, e o descoperire cât întâmplătoare, cât forțat puțin cu de nevoi, dar am avut și liceu agricol la bază, am făcut și niște cursuri prin direcția agricolă de creșterea păsărilor și animalelor și am putut să-mi autorizez cât de cât așa să pot face față cu problemele și nevoile care se cer acum în ziua de astăzi în țară la noi. Am încercat să mai aduc și alte rase de fazani foarte frumoase. Am mai ieșit încrucișat și eu un regim controlat pe parcursul anilor. Am trecut din nivelul de crescător amator. Sunt lucruri tare frumoase, mi-au plăcut și am zis că hai să mai mulțesc, să mai fac ceva din ce în ce mai frumos. Concret, ideea a apărut în urmă cu 25 de ani. A început modest, cu câțiva fazani cumpărați din România și a axat activitatea pe rasă mixtă și decorativ. Primul fazan al meu l-am văzut la zimbrării, la Petru Vodă, la noi, un fazan argintiu. Mi-a plăcut atât de mult, m-am îndrăgostit pe loc de dânsul. Nici nu știam cum să fac, să caut și eu, dar nu se găseau. Acum se găsesc mai mult, dar atunci nu prea se găseau. Și încet, încet, prin cunoștință, prin ziare, nu era ca acum cu internetul, am mai văzut o altă rasă, m-am dus să văd prima dată cum se crește la dâns și ce pretenții au la mâncare, modul de creștere, cum e la incubație. Acum, cine intră în gospodăria din Humulești găsește aproape 700 de păsări, 450 de fazani, în jur de 300 de prepelițe, două familii de păuni, găini de rasă și 25 de porumbei, două perechi pentru carne și restul voiajori. La acestea se adaugă o stație de incubație, instalația necesară pentru prepararea hranei și un atelier de împăiat. Tot ce se vede aici sunt construite de mine. Mini, nu toate într-un an, dar în parcursul anilor, le-am construit cu răbdare. E un dar de la Dumnezeu pe care îl păstrez. Este un mic rai, mi l-am făcut eu așa cum am considerat-o că e frumos, dar și din prejurim se mai completează și cu lipsurile mele. Nu vin de la mine. De la mine doar sunt un suport al darului lui Dumnezeu. Nu? Eu, cum suntem noi oamenii, unealta Domnului. Așa am consider, că fără el n-aș fi putut face lucrul ăsta. Pun suflet în orice. Și pe ploaie și pe soare o fac cu aceeași pasiune. Nu mă plâng. Până la 8-9 seara, nu pot să stau. Să vreau să stau și nu pot. Nu termin cu una, că vine cealaltă și tot iarăși de la capăt. Deja să vreau să mă las și nu mai pot. Din curte și până ajung în capul grădinii, îmi trec toate supărările și iar o iau de la capăt. Primele câștiguri au venit de la prepelițe. Hai, mai bine, ce fete am. Ce fete gospodine am. Îmi facem ouă la două zile, trei, nu facem fiecare zi. Și se asimilează în organismul ei vitaminele pe care le dau din furaj. Calitatea ouului cu totul altceva. Toată lumea când ia un ouț de genul acela, îl dorește pentru cură, mai ales pentru copii, în perioada primăvară-toamnă, când mărește foarte mult imunitatea la copii, pe timp de iarnă. Fazanii pe care îi crește sunt la mare căutare, indiferent dacă vorbim despre carne, ornament sau ouă de incubat. Carnea este cerută de restaurante, fazanii împodobesc curțile multor pensiuni, iar ouăle pleacă chiar și în străinătate. Maturizarea lor la fazanul de decor se face după 2 ani, am rase care se fac după 3 ani. Vă dați seama, e la un pui ușor, micuț de 10-12 grame, până la aduci la standarde de 2-3 ani, să fie și bun de reproducție, este multă muncă. O perioadă de ouă, atât mai vând ouă de incubație în țară. De exemplu, am dat și prin Iran, în Danemarca, anul ăsta. Numai că nu fac multe ouă. De la 4, 5, 7 ouă, mai ales fazanii de decor. Ouă destinat pentru incubație. Aprilie, mai, cea mai bună și cea mai recomandată perioada de obține ouă bune de incubație.
cât e ziua de lungă, îngrijește de zor și cu multă atenție de păsări. Toate cresc aproape în sălbăticie. La fazani pot să-i cresc toți la un loc. Sunt niște baterii micuțe de creștere a lor, de demaraj, de creștere, voliere, de îngrășare, cum ar fi de repaus. Sunt cultivate volierile cu multă verdeață, vegetație și până la 50 de zile, 60 de zile nu-i pot scoate în afară pentru că răcesc foarte ușor. Mai ales fazanii de decor sunt foarte sensibili. Pe unii, cu găinile de rasă din astea, da, sunt mai blânzi, se pot acomoda mai ușor, dar nu poți să-i ții pe toți grămadă. Pentru că la mâncare se izbesc fiecare cu felul lui de a fi, la un moment dat există și pierderi. Pe unii au 4 ani și celălalt are 5 ani. Și câți ani trăiesc? Între 8 și 10. Ăștia albi sunt o rasă hibrid și trăiesc mai puțin de 8 ani, mult mai puțin. Răcesc foarte ușor, foarte sensibil. Pe unii nu prea valorific, nu am prea mulți, că sunt și ei gălăgioși și stau aici cam între case apropiate de oameni. Valorific de la ei prezența lor ca pasăre pentru turiști, că le plac, îi apreciază, și pene de la ei, care când năpârlesc, mai vin din pene. Ceea ce se întâmplă în gospodăria din Humulești întrece măsura a ceea ce înseamnă simpla creștere a păsărilor de curte. Un aspect foarte important în creșterea păsărilor exotice este hrana. Hai să vă dai tata să papați, hai! Hai și papă, hai! Vină încoace, hai! Care este secretul pentru creșterea păsărilor sănătoase? Să pui suflet și dar. Dacă nu ai dar, nu prea reușești. Doar sunt mulți care au început un an, doi, ei vor deodată să facă afaceri, să vedem. Nu este chiar așa, trebuie să ai răbdare mulți ani. Să înveți să-i crești. În general, fazanii de decor se hrănesc cu multe fructe. Eu, de exemplu, am o livadă foarte frumoasă cu fructe de sezon. Pe timp de iarnă și pe vară, tot timpul trebuie să le dai sigur fructe și verdeață sănătoasă, ca să o ai și frumoasă și sănătoasă. Nu merge numai cu boabe și atât, boabe de porumb, de grâu, de floarea soarelui, nu merge. Dacă o transform mai afacere, înseamnă că totul trebuie să vinzi. Eu n-am transformat-o să vând tot. Prima dată am transformat-o în expoziții cu păsări exotice, să dovedesc că și în țară la noi se poate, mai greu, că e România noastră, dar se poate, numai să vrei. Un fel de turism agricol. Am și o plantație cu fel de fel de fructe. Omul, dacă dorește, în funcție dacă vine să viziteze păsările și am niște fructe frumoase de sezon coapte, îi recomand să-și le culeagă singur sau am eu culese în cameră frigorifică. Suntem prieteni cu domnii de la Muzeul Ion Creangă, care au și ei un parc tematic și am acolo un afiș mai mare în care au adresa, numărul de telefon și pot să vină foarte frumos prin GPS. Pe lângă expoziția de păsări exotice și de rasă, în curtea domnului Anegroaie există și culturi bio de cătină, agrișe, tarhon, leuștean, o plantație bio cu fructe de sezon și fructe exotice, dar și trandafiri de dulceață și sirop natural. E făcut sistemul, într-adevăr, să țin unul de altul, pentru că nu folosesc îngrășământ chimic la niciun fel de plantație și e ca un lanț. Într-adevăr, dacă se slăbește o verigă, e greu de recuperat, pentru că tot de la prepelițe gunoiul punem numai la fel de fel de fructe care le avem, e la fazan la fel și, într-adevăr, să vă roadele. E și fructul pe măsură gustul nemaipomenit și planta arată sănătos. Sunt român până la capăt. Nimic de spus, nici nu discut. Dacă nu sunt român, înseamnă că n-am degeaba buletin în buzunar. Aici avem o plantă perenă, se numește bugenvilea. Arbust sau planta agățătoare, are nevoie de suporturi pentru a se cățăra, este originară din America de Sud, decorează foarte frumos balconul și terasele vara, are o creștere intensă vara, iubește soarele, acest factor de mediu condiționează înflorirea, îi trebuie chiar soare direct ca să și înflorească frumos peste vară. Tulpinile cresc până la 3 metri înălțime și au spini. Frunzele sunt simple, ovale, de culoare verde strălucitor pe partea superioară și verde mai deschis pe partea inferioară. Ce vedeți dumneavoastră, de fapt, nu sunt flori, sunt frunze metamorfozate, se numesc bractei. Floarea nu este decorativă, este acoperită de aceste bractei, roz, albe, portocalii, roz chiar de diferite nuanțe, roșu. Floarea este mică, albă și fiind așa colorate, atrag insectele și astfel floarea este vizitată de insecte și polenizată.
Bugenvileia înflorește mai ales vara. Rar pot apărea flori și iarna. Florile nu sunt parfumate, dar este foarte decorativă. Dacă, v-am spus, dacă are soare din abundență, se umple de bracteile acestea colorate. Putem cumva să corectăm creșterea ei, să intervenim? Da, primăvara, când o scoatem afară, o curățăm de uscături, o putem scurta, să-i forțăm cumva ramificarea și să pornească frumos. Putem face tăierile și toamna, când o aducem în casă. Acum depinde când ne limitează și spațiul. Se înmulțește prin butaș. Luna august este cea mai indicată pentru confecționarea butașilor. Când lemnul este un pic lignificat, înrădăcinează mai ușor în acea perioadă. Îi putem da și cu substanțe rizogene, ca să-i ajutăm să înrădăcineze mai repede, cam într-o lună, o lună jumate, puși sub sticlă, ca și trandafirii de grădină, putem obține plântuțe tinere. Preferă temperaturi ridicate în timpul verii, însă iarna are nevoie de răcoare pentru a putea intra într-un ușor repaus. În grădină vara, da, dar indicat cu tot cu ghiveș, pentru că iarna deocamdată nu rezistă. Dacă clima continuă să se încălzească, deja sunt plante mediteranene care s-au adaptat la noi în țară, poate și ea pe viitor, dar deocamdată nu. Este indicat iarna să fie ținută în spații răcoroase, între 7 și 10 grade Celsius, dar lumină multă și udată rar, chiar să se mențină pământul mai uscat. Stă bine la răcoare, dar fără apă și lumină multă. E bine să stea un pic în repaus ca să o avem frumos înflorită în perioada verii. Se poate îmbolnăvi, îmi dau seama dacă se îmbolnăvește? Ca toate plantele, și ea atrage dăunători. Păduchele lânos, pe care îl întâlnim la majoritatea plantelor, musculița albă de seră și afidele, puricii aceia verzi, care vedem și pe trandafiri vara, dar tratată corespunzător, putem face din când în când și un tratament preventiv. În perioada de vegetație o putem ajuta și cu fertilizant, cu îngrășământ, odată la 2 săptămâni, pentru plantele cu flori, cu aport mai mare de fosfor și potasiu. Pământul ce ar trebui să conțină ca ei să-i fie bine? Are nevoie de un pământ mai bogat în elemente nutritive, pământ gras, bogat în humus, dar care să dreneze ușor apa, deci să nu rețină apa. Se folosesc sorturi de pământ, pământ de grădină, pământ de pădure de foioase, turbă și perlit sau nisip în proporții mai mici. Ca să putem să deosebim în piețe producătorii autentici de comercianții care aduc legume și fructe din import, ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu, vrea să introducă un cod unic pentru fiecare producător. Codul va fi afișat la tarabă și la o simplă scanare cu telefonul vom afla exact locul de unde provine marfa vândută în piață, dar și suprafața cultivată de producător. Pentru că încă se lucrează la digitalizare, măsura va putea fi implementată cel mai devreme de anul viitor. Pentru cei care nu vor insecte în casă și aleg să evite substanțele toxice, există mai multe plante care resping țânțarii, gândacii și alți dăunători. Busuiocul, lavanda, salvia, rozmarinul, gălbenelele, lemongrasul, dar și menta pot fi aliați de nădejde pentru îndepărtarea insectelor. Le puteți așeza pe lângă ușile exterioare sau în jardiniere la ferestre. Dragii mei, cam atât pentru această ediție. Dacă v-au fost utile informațiile sau dacă aveți idei, păreri, sugestii, aștept mesajele dumneavoastră pe adresa redacției sau pe e-mailul emisiunii roadelepământului@trinitastv.ro. Eu sunt Nicoleta Mănăilă și până data viitoare să fie timp cu roade bune și folositoare, pentru că din ceea ce ai, poți să faci rai. Pe curând!